dăm start interviurilor noastre, dragi prieteni. Și țin să vă zic că în ultimile 8 zile se tot vorbește despre conflictul militar din statul vecin. În ultimele 8 zile am asistat cu toții la mobilizarea masivă, mobilizarea extraordinară a basarabenilor și situația dificilă în care ne aflăm, basarabenii de fapt fiind solidari cu durerea refugiaților. Însă faptul că ne-am pomenit peste noapte cu un război la ușa noastră, poveștile refugiaților și știrile pe care le vedem zilnic ne dezechilibrează starea spirituală, morală și psihologică, încolțind de noi frica, anxietatea și chiar atacurile de panică. Despre cum se manifestă ele și cum le gestionăm corect, ne spune în această seară psihologul Liliana Chisar, pe care o salut cu mare drag. Liliana, zic bună seara și bine ai revenit la Tezaur TV! Vă salut! Chiar dacă e o zi de primăvară, este o zi a poeziei unde vrem, trăim în noi parcă dorința de a renaște viața, cred că o trăim alături de oamenii care au rămas la un moment dat fără casă, fără sprijin. Evident, este un sprijin de către cei care luptă la nivel mondial. Toată, să zicem, lumea e mobilizată pentru a aduce lumină, măcar prin rugăciune sau prin ajutoarele care vin și din partea noastră și din partea celor care nu sunt indiferenți. Într-adevăr, și asta bucură. Pe de o parte bucură foarte mult, pe de altă parte există și starea noastră, moral, spirituală, psihologică a moldovenilor, despre care nu prea se vorbește, însă ziceam cu siguranță în mulți deja frica își face loc, semnele de întrebare apar tot mai des, vorbim și despre anxietate, în unele cazuri și atacurile de panică. Vreau să le descrim pe toate și să ne spui cum se manifestă. Evident că nu doar oamenii implicați direct în acest război suferă. Deci nu putem fi indiferenți că fiecare om din această țară, din Republica Moldova, este într-o oarecare măsură înspăimântat, pot să zic, adică trăiește această stare de anxietate, de nervozitate, întrunecerea prezentului, ne mai vorbim de ziua de mâine, care este cumva o zi pe care nimeni nu o cunoaște, ce va fi, cum va fi, cum vom hrăni copiii noi, cum vom păstra joburile noi, pe cât vom putea să ne dezvoltăm, începând cu cei de la grădinițe, școli, universități, cei care, de fapt, avem toți vise, ca și vecinii noștri ucraineni, care la fel aveau o zi obișnuită, o viață obișnuită acum o săptămână. Și uite, este ceva care ne face să ne gândim cum ne trăim viața, ce putem face pentru noi, pentru cel de aproape, pentru a instaura această liniște, pentru că în fiecare zi crește nivelul anxietății, adică ținând cont că lucram fiecare din noi într-un regim obișnuit. Eu la cabinet lucram ca de obicei cu cazuri care sunt despre divorț, durere, infidelitate, abuz și la un moment dat, în aceste cazuri care deja le cunoșteam, care oamenii ajungeau la o dezvoltare personală în a rezolva viața lor, pe lângă tot ce trăiau ei în familiile lor, se adaugă acum această nesiguranță a ceea ce trăim, a vieții de mâine, a sentimentului de viață sau de moarte. Bine, asta vreau să zic. Și până acum 8 zile aveam incertitudinea zilei de mâine. Nimeni nu știam ce ne oferă ziua de mâine. Însă acum cât de optimiști nu am încercat să fim, zic că la mulți scenariile sunt din cele mai triste. Sau multă lume e deja cu valiza pregătită, da, cu actele pregătite, zicându-și că din zi în zi există probabilitatea să-și ia valiza și să încerce să-și facă rost în lumea mare sau să meargă după siguranța acelei zile în lumea mare. Cum se manifestă anxietatea? Cum se manifestă atacurile de panică? Cum ne dăm seama că le trăim?
Anxietatea în mare parte este o stare de tensiune, alertă, psihică, cognitivă, în sensul că gândurile noastre încep a ne distruge interior. Deci sunt gânduri negative, sunt gânduri cu o puternică conotație depresivă, care ia amploare pe zi ce trece, pentru că noi nu suntem învățați toți să gestionăm efectul știrilor sau efectul, în general, mass media, care vine cu o groază de lucruri care sunt adevărate, care sunt fake-uri, dar psihicul nostru este în alertă, este într-o stare în care nu poate gestiona emoțional aceste lucruri care vin, ne cuprind și totodată mai vorbind cu prietenii, cu familia, cu oamenii întâmplători care îi întâlnim în viață. Înțelegem că suntem într-un val și noi în mijloc, deci noi suntem cuprinși de această pânză de păianjen care vine și ne pomenim într-o stare în care, într-adevăr, este greu de înțeles ce fac eu cu aceste emoții. Și atunci, din anxietatea noastră, care este alertantă în noi, devenim foarte ușor panicați. Deci, oamenii care au și stări psihosomatice, ca de exemplu, da, panicăm, începem să ne simțim foarte rău, începem foarte mult să trăim un sentiment de frică puternică, marcant prin fobii, care noi undeva le avem. Fiecare de noi avem o ușoară tensiune sau o ușoară tristețe sau o ușoară stare de alertă. Iar atunci când este un focar aprins, când focul arde, dar acum focul la propriu și la figurat arde, evident că trăim acea nesiguranță bulversantă și atunci toate stările noastre, bolile noastre fizice nu decad, dar din contra se amplifică. Am înțeles. Dar stările de panică, cum se manifestă? Putem avea febră? Sunt mai multe consecințe, simptome? Stările de panică, în mare parte, sunt niște stări neurovegetative. Adică, la un moment dat, nu avem dorință de nimic, nici să ieșim, stăm într-o frică continuă, de exemplu. La alții se manifestă din contra că sunt agitați, fac mereu comportamente compulsive, adică repetă același comportament, fie că mișcă puternic mâinile, fie că vorbesc într-una compulsivă, adică despre aceleași lucruri. Adică vorbim cu oamenii dragi, vorbim cu vecinii, vorbim cu copiii, ne certăm pentru că părerile diferă la oameni absolut la orice. Fiecare vine cu conjunctura sa și respectiv noi repetăm aceleași lucruri. De ce este un atac de panică? Este o stare compulsivă în care noi repetăm comportamentul nostru prin stare emoțională, prin comunicare, prin ticuri nervoase sau prin faptul însăși că se dezvoltă anumite stări interioare în care nu vrem nimic, nu suportăm, putem și să lovim, putem să vorbim necontrolat, să spunem lucruri care îi doare pe cineva pentru că n-au coincis, de exemplu, anumite păreri. Mai este și o stare, în afară de acele stări de panică, când noi trăim o depresie ușoară, începând cu tristețea. Și depresia, da. Își face și ea loc. Își face și ea loc pentru că, de obicei, noi avem chestii care ne întristează, da? Chestii familiale, copii, chestii la job. Dar la moment dat, când este un focar dureros a țării vecine, și este nesiguranța propriu-zisă a noastră ca stat, ca familie, ca personalitate, ca viață, de fapt, nu pur și simplu, trăim la un moment dat nu doar ușoara tristețe, dar îngrijorarea care trece într-o depresie mascată, pentru că la un moment dat ne machiem, ne aranjăm, trebuie să mergem la job, să zâmbim, trebuie să prezentăm știrile, dar avem emoții sau să prezentăm o emisiune sau orice altceva și noi trăim emoția. Este de fapt o depresie mascată, pentru că de aici
vorbim de ceva, nu știu, cu copii care au nevoie de grijă, de afecțiune, de iubire și la un moment dat, de fapt, noi trăim în interior aceleași gânduri, aceleași întrebări. Ce va fi cu viața noastră? Și respectiv decădem în inconștient într-o depresie mascată. E o parte a poziției. Cum procedăm? Cum procedăm în cazul în care avem aceste simptome? Când e nevoie să ne adresăm la un specialist și... Dacă sunt niște tehnici pe care ar trebui noi să le implementăm în momentul în care ne dăm seama că mergem spre o ușoară depresie sau se încep acele atacuri de panică? Evident că este nevoie noi înșine să fim atenți la ce simțim, cum gândim, pentru că de la ușoara depresie mascată de care vorbeam, o parte din societatea noastră, inclusiv și vecinii noștri, trăiesc depresia propriu-zisă prin alerta totală psihoemoțională și starea de închidere, de nedorință de nimic, de frică interioară. Și atunci foarte mult contează cum noi gestionăm gândurile noastre. Deci noi, de fapt, avem capacitatea de a naște gânduri. Deci ele nu vin pur și simplu, noi trebuie să le fondăm, să le alegem, să le naștem, să le creștem. Și atunci când de dimineață până seară vom sta pe diferite rețele de socializare care ne livrează anumite contenturi adecvate sau neadecvate, noi vom prinde acea durere sau acea ură sau acea stare de deznădejde. Respectiv, gândurile noastre vor fi destructive, marcante, tensionante. În urma gândurilor, noi naștem emoții. Noi avem emoții de frustrare, emoții de tristețe, emoții de ură sau descurajare. Automat, comportamentele noastre sunt de țipet, isterie, criză, închidere, frustrare, adică niște comportamente agitante, de respingere. Și este foarte important să naștem inversul, starea aceea de poziționare corectă, calmă, și atunci noi putem naște gânduri pozitive. Pe lângă faptul că noi, maturii, suntem tentați să stăm pe aceste rețele sociale și mereu cu ochii la TV sau pe diferite canale care livrează informații, copiii nu sunt îngrădiți nici ei de aceste informații care apar în mediul online. Și aici mi apare întrebarea cum noi, maturii, ca părinți, le explicăm copiilor ce se întâmplă în momentul în care copilul ne întreabă. Cum alegem limbajul? Care sunt acele fraze corecte spuse la întrebarea, de exemplu, în țara vecină e război sau nu? Ce răspundem copilului? Aici, pentru toți telespectatorii, voi încerca să punctez anumite strategii corecte, psihoemoționale, care este important să le fondăm copiilor noștri. Deci, unu, ar fi foarte important noi înșine să fim modelul parental corect. Ce înseamnă acest fapt? Este faptul de a lua noi o poziție nu de blocaj, de frustrare, de durere, de tensiune sau isterie, dar o poziție calmă, bazată pe dorința de a găsi soluții, de a ne fixa pe prezent. Ce înseamnă acest lucru? Noi ca părinți, e important, adică numărul 2 este să ne continuăm rutina de zi cu zi, adică obiceiuri, lucruri frumoase, lucruri abituale, rutina aceea care este un ritual de viață, tradiții, zile de naștere, anumite lucruri frumoase care făceau parte din familia noastră, să le păstrăm. 3. Ar fi faptul că odată păstrând acea rutină, adică nemai vorbind de faptul că copiii au nevoie să fie instituționalizați în continuare, adică să frecventeze atât grădinița cât și școala, să nu treacă pe mediul online. Și aici e un subiect dureros pe care l-am descoperit înainte de a intra în emisie directă, precum că primarul general Ion Ciobban făcuse o declarație în cazul în care nu se reușește să gestioneze numărul de refugiați care tot vin, există probabilitatea ca să oferă spațiu în școlile din municipiul Chișinău, astfel copiii fiind trecuți în mediul online. Ce se întâmplă ieri cu acești copii? Exact, am citit și eu acest material. Ce pot să zic? Deci,
se spune că nu putem salva pe cineva, nu putem face pe cineva fericit dacă noi înșine nu ne salvăm pe noi și nu vom fi noi fericiți. De la acest mare citat filosofic voi porni ideea că dacă noi, cetățenii Republicii Moldova, copiii acestei țări, maturii, părinții, pedagogii, medicii, toată populația țării vom fi bine, încadrați în câmpul muncii, încadrați în școală, în grădiniță, vom avea rutina zilnică corect, cum noi am mers până acum, până la acest război al vecinilor, nu al nostru. Dacă noi vom merge corect cu aceleași lucruri, noi vom continua să fim mobilizați, noi vom avea acea stare de spirit corect psihoemoțională. În cazul în care fericim pe altcineva, salvăm pe altcineva, cu ideea că noi suntem pe planul 10, atunci copiii noștri riscă și noi înșine să avem o depresie marcantă, pentru că acești 2 ani de pandemie, statistica psihologică mondială, cât și eu personal lucrând cu diferiți copii, părinți în cabinet, demonstrează faptul că suntem în decădere educațională, motivațională, volitivă, atunci când suntem pe mediul online. Spre mare regret. Exact. Și atunci e nevoie, da, le oferim vecinilor cu multă dragă inimă, suport, atât național, european, atât propriu zis, prin tot ce putem face, dar nu în detrimentul propriei stări de bine, pentru că atunci noi ne pierdem ca oameni, ca naționalitate, și atunci când noi nu vom fi bine, cine va da acel ajutor? Ajungem și la acest suport, această mobilizare, însă puțin mai târziu. Nu vreau să plecăm departe de acest subiect, fiindcă din câte am reușit eu să remarc, mâine se organizează o sesiune de formare pentru psihologi și asistenți sociali care sprijină refugiații. Sunt curioasă să știu de ce. Cunoștințele dobândite până acum nu sunt suficiente pentru a face față cu primul ajutor acordat refugiaților? Exact, sunt și eu încadrată în această formare, adică am aplicat formularul pentru a face parte din echipă. Respectiv pot să zic că situațiile de criză psihologică, geopolitică, sunt niște situații mai speciale, deci nu în fiecare zi avem război. Dacă ținem cont în anumite perioade, din anumite momente greșite mental de anumiți conducători de țară, se ajunge în situațiile de criză și respectiv, da, cunoștințele psihologice, terapeutice sunt și fiecare din specialiști le posedă, dar în aceste circumstanțe de criză sunt niște lucruri specifice, neordinare, care se aplică doar în situația de criză, că noi nu avem timp luni întregi, ani întregi să facem terapie cu un anumit cuplu, cu un anumit copil, cu un anumit matur, mamă sau tată, ci avem X, Y ore ca să le acordăm un suport psihologic. Și respectiv în acel X, Y timp e important ca fiecare specialist, asistent social, psiholog, pedagog, psihiatru să poată să cuprindă cele mai potrivite tehnici care vor mobiliza, adică se lucrează total diferit de cum am lucra într-un regim de nealertă, într-un regim în care nu este conflict militar și mai cu seamă nu este război. Deci sunt niște lucruri mai neordinare pe care le vom aborda pentru ca să fim și mai aproape de oamenii care trec prin acest război și au nevoie de sprijin în acel X timp în care poate ei mâine hotărăsc sau au posibilitate să plece în altă țară. Și atunci noi vom avea la dispoziție doar jumătate de oră cu un refugiat sau doar 15 minute sau doar o oră, adică ca să cuprindem pe toți refugiații, să le putem acorda asistență în ansamblu, efectiv nu avem tot timpul la dispoziție din lume. Așa. E o idee frumoasă, o idee salutabilă, însă dimineață văzusem că aproximativ 140.000 de ucraineni au traversat frontiera Republicii Moldova. Spre regret, nu mai țin minte numărul care a decis să rămână pe teritoriul țării noastre, însă ne dăm bine seama că nu toți acești refugiați ajung și au norocul, au fericirea să fie în discuție directă cu un specialist. Exact. Cei care
rămân cazați undeva, cei care beneficiază de acest ajutor a rudelor. Cum procedează moldovenii noștri care și-au luat pe cineva din refugiații acasă? Care ar fi această consiliere psihologică? Cum ar fi corect să o gestioneze? Pentru că suntem tentați de fiecare dată să îi întrebăm: ce s-a întâmplat? Cum te-a găsit data de 24? Sunt benefice aceste întrebări? Evident că, într-adevăr, nu toți beneficiază, pentru că cineva este cazat, într-adevăr, la prieteni, rude, și nu este în acea poziție în care poate apela la un specialist, deși specialiștii, apropo, au făcut diferite grupuri pe rețele de socializare, în diferite departamente, organizații, care totuși, dacă apelezi la ei, pot să concilieze și pe cei care undeva se cazează. Ce pot face prietenii, rudele care cazează acele persoane? E important să nu deschidem traumele și mai mult, adică comunicarea e important să fie cât mai pozitivă, cât mai adecvată, primitoare, precum noi o facem, pentru că o facem foarte primitor și asta este foarte important, mobilizarea poporului nostru, și este de admirat, într-adevăr, în întreaga lume. E important să gestionăm noi, în primul rând, emoțiile, să nu facem noi panică acasă, să le transmitem o stare de ce benefică, casnică, de încurajare, de suport emoțional, fără supra multe întrebări. Dar dacă simțim că persoana se deschide, vrea să ne comunice, ne vorbește, povestește anumite momente, e important ca oamenii să fie ascultați, să-i lăsăm să ne povestească, dar și noi să punem acea barieră pentru a nu ne emoționa supra noi, pentru că atunci decădem noi într-o stare puternică, tensionantă. Adică este o balanță prin care e important să înțelegem, să nu dăunăm, să ascultăm, să oferim suport, să oferim din puținul care îl avem, împărțind, dar continuându-ne activitățile noastre zilnice, pentru ca noi să fim ok. Din nou revin la această poziție, pentru că e foarte importantă starea de echilibru personală a noastră. Deci în cazul lor nu punem multe întrebări, însă îi ascultăm atunci când ei au nevoia să-și exteriorizeze cumva emoțiile. Da, exact. Și gestionăm ca ei, dacă vedem că sunt în anumite crize, gestionăm ca acei cetățeni din Ucraina sau din alte țări care erau în Ucraina pe timpul începutului de război să ajungă la anumiți specialiști, psihologi, asistenți sociali, psihiatri, adică să le acordăm suport și orientare, să sunăm, să oferim condiții în care ei pot ajunge și beneficia de suport psihologic profesional. Pentru că la un moment dat nu ne putem asuma fiecare om. În primul rând, noi ne încărcăm cu foarte multă durere și la un moment dat noi avem nevoie de asistență psihologică, de o poziție în care să fim noi salvați. Și atunci e important fiecare să facă pe cât este posibil, dar netrecând peste noi. Chiar dacă poate cineva va zice că este egoist ce spune psihologul, nu este egoist, este important să fim noi ok și bine și să putem ajuta pe celălalt când noi vom fi bine. Deci, într-o frază, rutina este cea care ne salvează. Rutina exact. Este cea care ne va salva. Exact, și mobilizarea, știți, ca în jocul de șah, de a vedea măcar o poziție înainte, ce fac eu dacă, de a avea soluții, nu prin panică, dar prin chestii concrete, 1, 2, 3, 3 ca în matematică, de a avea niște chestii concrete, ce voi face eu în caz de, adică planul ABC e important rațional să-l avem. Am înțeles. În aceste zile ai avut cazuri de anxietate, de panică, de frică, de depresie la cabinet? Ele de fapt sunt mereu, dar cu această tensiune care
care este, în mare parte, oamenii dublează starea lor de durere, starea lor de anxietate, adică se focusează interiorul, inima, sufletul și pe alte întrebări care brusc apar în familiile lor. Și atunci chiar este necesar să învățăm a ne controla aceste gânduri, de a primi, de a le fonda pozitiv, nu destructiv, de a nu înmulți, dacă a zice mai simplu, să zic mai simplu pentru telespectatori, de a nu înmulți acele gânduri tensionante, dar a vedea pentru orice poziție de viață soluții, de a căuta soluții pozitive, efectiv. Și acum aș vrea puțin să abordăm și problema refugiaților, pentru că, ziceam, sunt în număr suficient de mare și continuă să vină, însă de ieri tot am remarcat, chiar pe aceste rețele de socializare, de unde consumăm multă informație, că refugiații cumva au tendința să se împartă în două categorii. Cei care vin cu o valiză, cei care într-adevăr au nevoie de acea sticluță de apă, de o tartină, de o plapumă, de un pat, și vin cei care abuzează de bunul simț al basarabeinilor. Cumva uită limita bunului simț. Prin prisma meseriei tale, sunt curioasă să întreb, de ce se întâmplă așa? Deci cred că voi face apel la o alegorie. Dragi oameni, ca să înțelegeți că în situația care suntem acum și noi și ucrainenii, deci la noi în țară nu vin marțienii, în sens că nu vin oameni de pe lună, ideali, perfecți, și nu suntem nici noi oamenii perfecți, adică noi suntem în situația, țara noastră este în situația în care am primit oameni cu tot spectrul de probleme, adică în toate țările din lume există criminali, există violatori, există oameni care apelează la serviciile mai puțin frumoase, de exemplu, da? Există oameni buni, oameni școliți, oameni care au o inteligență adecvată, dar și oameni cu anumite deficiențe și mentale și spirituale, chiar dacă la prima vedere par adecvați. Și respectiv noi ne-am pomenit în fața faptului că au venit oamenii simpli cu tot spectrul de probleme, care pot să fie printre ei și violatori, și oameni buni, și oameni pedagogi, și oameni medici, și oameni care intenționat sau neintenționat pot produce niște lucruri urâte sau grave, să nu zic așa. Adică nimeni nu este ideal și la un moment dat noi moldovenii ne trezim cu faptul că ajutăm și cineva este pur și simplu cu respect, iar cineva strigă pe toate rețelele de socializare, e nevoie non-stop de asistență psihologică. Sunt obișnuit cu condiții, ce îmi dai tu mie, casă cu baie afară? Exact, și atunci, și eu citind pe rețele anumite chestii de solicitări, de anumite produse care sunt foarte scumpe, precum, nu știu, icre, precum anumite chestii de igienă personală sofisticată, care Moldova nu este hotel, oameni buni, adică Moldova nu este, dar chiar dacă te-ai duce și în America, care are niște condiții de intrare în țară, acolo nu ți se oferă, la frontiera aeriană, nu ți se oferă icrele pe tavă. Și apropo, noi am fost martori în anii anteriori cu refugiații din Siria, cu refugiații din alte țări și cumva am văzut, iarăși prin prisma furnizorilor de servicii media, nivelul minim de necesități pe care îl ofereau chiar și țările europene. Exact. În contextul dat aș face un apel către poporul nostru. Da, este superb că suntem înțelegători, dar e important să nu neglijăm proprii noștri copii, să nu neglijăm propriul nostru partener sau parteneră de viață, pentru că ajutăm, dar este o balanță în acest ajutor, din acel minim frumos care noi îl putem da, un respect, un mulțumesc și
e important să nu ne trezim cu chestii de vandalism, care de fapt deja oamenii, s-au înregistrat că sunt chestii de vandalism, de alte lucruri mai puțin frumoase, ca să nu zic că sunt de fapt grave. E important să fim vigilenți, să aducem acea stare de echilibru și armonie, indiferent de tensiunea care este, și să ne ajutăm în primul rând pe noi. Din nou voi fi cea care... Deci, hai să concluzionăm, să rezumăm toată discuția noastră cu un îndemn pentru cei de acasă. E important, într-adevăr, să creștem starea noastră de bine, gândurile noastre psihologice pozitive, să ne continuăm rutina aceea de zi de zi cu copiii, cu a îmbrățișa, a sărbători, a nu ne închide de parcă suntem la înmormântare, pentru că mâine poi mâine nu știi ce este în viața noastră. Și iarăși zic, spre regret, au apărut și așa idei. Ce faceți voi? Cum vă permiteți să cântați, să dansați, să organizați concerte? De ce nu sunteți solidari? Este asta o lipsă de solidaritate? Nu, sigur că nu este lipsă de solidaritate. Aș zice că cei care critică, comentează, judecă, au lipsa de solidaritate, pentru că este ușor pe Facebook sau pe Instagram să critici că nu ajunge aceea, nu aceea, nu ați venit, nu ați acordat. Fiecare poate să facă ceea ce ține de sine, câte un pic. Și respectiv, eu aș zice să ne continuăm acea viață frumoasă, tradițională, adică să mergem și la un spectacol, să mergem la un concert, pentru că dacă ne închidem, noi deviem mental. Din contra, starea aceea de alertă, de durere, de închidere, nici la un mărțișor să nu mergi, dar din contra să te ascunzi că ai o zi de naștere, dar mâine poți să nu fii în viață. Eu zic de chestii care, nu de război, chestii firești care se întâmplă. Și atunci când nu am savurat clipa frumoasă care ne este dată de Dumnezeu să o trăim, e păcat și a zice din contra, nu criticăm, ne ajustăm, favorizăm, dar nu contra noastră. Dragă Liliana, eu îți mulțumesc din suflet pentru aceste informații utile, cred eu, pentru toți cei care ne-au urmărit. Îți mulțumesc pentru această deschidere, pentru sinceritatea pe care ai avut-o și îți doresc în continuare mult succes. Până la noi revederi și să ne auzim de bine! Lumină și pace tuturor și, evident, acea stare de inspirație de a trăi viața cu sens prin fiecare gest frumos care îl facem pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Mulțumesc vouă! Seara frumoasă în continuare să ai!